Hei, Ema! Suntem iară la o pășune aici. Uite așa că se văd acolo turma de oi, foarte tare. Zona foarte faină. Și am strâns vreo 4 bucăți de carpeni. 2 i-am dus la mașină, 2 duc după ei. Și hai să-ți arăt unul, să vedem dacă îl găsim. Spui sincer, undeva aceui. Prin stânga am ieșit, dar cred că am intrat prin dreapta și mai aproape de dreapta. Trebuie să mergem să vedem. Stare curios dacă îl găsim din prima. Să opresc filmarea. Mă plictisesc. Foarte fain ce am scos. Și nu durează mult. Fiind pe pășune, ei nu și-au adâncit rădăcinile. Sunt la suprafață, splate foarte bine, foarte fain au ieșit. Ăstea, în general, spăducei, cu obicei pe aici, și ăștia mici, nu ăsta că stai tăpăducel, ăștia azi, de exemplu, o parte din ei, cum e ăsta, sunt porumbei, le zicem noi. Să face porumbele, fructele alea neagre. Așa, iar ți-e strâng când le mănânci. Și de aștia trebuie să colectez la un moment dat. E foarte greu de prinși. Și dacă spuieți așa mici, aici ies mulți din rădăcini, din alte, să le zic, din sămânță. Dar acasă n-am prea avut succes cu ei de nicio culoare. Am dus câțiva mici, dar nu s-au prins. Doar unul mare avem acasă, retrește. Trebuie să-l arăt într-o zi, dar așa la cea mai mare parte din el s-a uscat. Și cred că pe aici am intrat. Da, uite, sticla de cola. Și un copăcel, dar nu ăsta am vrut să ți-l arăt. Foarte frumos. Cam puține rădăcini are. Putea să nu trăiască. Dar să mergem să vedem, să arăt pe următorul. Și atent ce fain e porumbelul ăsta. Uite ce ondulat e. Foarte tare. L-aș colecta pentru acasă, să ne-l pun în grădină. Undeva aici. Dar sigur că nu se prinde și atunci mai bine rămâne aici. La, acum mi-a venit o idee. S-ar merita făcut o rădăcinare la suprafață, rădăcinare în coroană sus. Chiar aș putea să încerc să-mi aduc niște mușchi. Da, viitoare. Ar fi o variantă să încerc chestia asta. Dar că aici trec oile și caprele, dar pe poate că nu. Nu ne atacă. Ne pui într-o pungă. Fii atent, am găsit. Uite. Uite cum arată. Senzațional. Uite ce plate rădăcini are. Niciuna nu trebuie tăiată. Uite, o palmă nu. Nici nu îl plantez, cred, în vas, ci o să fac o cutie din scândură, că deja el e format, are rădăcinile formate pentru bonsai. Mușchiul ăsta trebuie dat jos. Bun. Și las aici că mergem după alții. Și uite aici. Am găsit unul, dar ăsta e mult de scos. Trebuie scos pe aici, e imens. E poate o zi de lucru sau, bine, o jumătate de zi, că nu lucru niciodată o zi. Cântă pe jumătate de zi. Dar uite ce fain e. Și trăiești încolo. Partea asta, centrală,
nu e musai să rămână, doar dacă e separat undeva aici, să-l separăm undeva aici. Și atunci, nu aici, undeva. Să-l separăm și el să rămână o semicascadă carpinul ăla mare. Și acolo este un carpin fain. Aici e periculos zona asta, că o să animale. E animale, nu, trec oile, e pășune și tot timpul trebuie să fiu atent la insecte. Special la căpuși, că nu. E, nu, mă înțape, nu știu, căpușă. Să-ți mai răni niște copăcei? Câte minute avem? A, 6 minute, cât mai arăt, până la 10. Să vedem ce găsim. O să aici, dar n-am găsit. Și dacă tu îți dai seama, dar eu trebuie să stau foarte aplicat aici, că altfel, uite și carpul ăsta. Uite, e imens, uite. Și are partea asta care trăiește. Asta ar fi un vârf, poate prima ramură aici, și partea asta să fie în sus. Dar, aia e, nu știu, e de câteva ore bune, săpatul și, că nu se merită, dar, acum nu, fiind foarte târziu vremea, cu frunze deja foarte mari, carpini și tot, e greu să scoți, adică e risc să nu se prindă. Uite un arțar care îi frumos. Ia. Aici e o scobitură. Uite. O scorbură. Uite. Uite ce frumos. Mai. Și luat și pe vârful ăsta sau pe... Am că asta e moartă. Vârful ăsta, făcut aici, dar trebuie luat cu tot ăsta. Ei, e de lucru. Dacă vezi rucsacul de acolo, am scos celălalt doi care i-am dus. Ia uite. Ce tei? Tei, nu? Ei tei. Prima dată când venim aici. Să scoatem. Cum atât stă capul la... Să viu să pun o rădăcinare aeriană la... la porumbelul ăla. Am încercat rădăcina aeriană la corcoduș, s-au funcționat. Dar la porumbel tot am vrut să încercăm, numai că n-am mai reușit. Uite ce carpul mare aici. Dai seama, uite, zice ce copaci se taie aici, fără nicio reglementare. Fiind pășune, nu-i pasă la nimeni. Când cumva noi ne ajută treaba asta, că reușim să avem copăcei tăiați de mai multe ori. Dar, nu. Eu îl găsesc în altă parte, nu-i problemă. Uitați să prind insecte pe mine. Bun, sunt aproape 10 minute. Zis, place să tai cu o forfeca. Toate capetele astea când trec să-mi fac așa, fel de cărare, dar nu stau să tai, dar așa din când în când. Era un meme, am văzut pe Instagram, zicea că nu ești om dacă când treci pe lângă o tufă nu rupi o frunză. Păi, așa am pățit și eu acum.
Bun. Ne auzim cu următoarea ocazie.